Pentru că ne place să citim. Pentru că ne place să evadăm în lumea cărților. Pentru că avem cu toții nevoie de povești. Într-o lume tot mai agitată. Vă propunem Idei și Efecte. În fiecare sâmbătă pe viva.fm.iași.ro. Corina și Dragoș. Cu drag despre cărți. În a doua parte a emisiunii am hotărât să vorbim despre laureații Premiului Nobel pentru Literatură, deoarece suntem la cea de-a 20-a ediție a emisiunii Idei și Efecte și am hotărât că în acest fel este cel mai frumos și mai util să celebrăm momentul în care am ajuns noi. Este surprinzător și sper că va continua să evolueze de la o ediție la alta. Așadar, Corina, Premiile Nobel pentru Literatură, un premiu foarte contestat în ultimii ani față de ceea ce se întâmpla în deceniile trecute. De ce se întâmplă așa? Cine mai ia Premiul Nobel? Probabil pentru că Premiul Nobel s-a transformat odată cu societatea, cu ceea ce vrea societatea, cu ceea ce prețuiește societatea și cred că pe aici. Dar cred că asta se întâmplă doar în domeniile acestea larg mediatizate, domeniul literaturii în special, pentru că în celelalte este vorba mai mult despre implicare științifică, despre cercetare, despre tot aportul tău ca om de știință adus în acel domeniu și atunci nu cred că mai există această diferență și continuă ceartă care se întâmplă, de exemplu, în domeniul Nobelului în literatură, între ghilimele fiind spus. Da, nu știu, cred că este vorba despre faptul că totul se transformă odată cu societatea și totul capătă un fel de evoluție sau involuție odată cu noi. Doar Premiul Nobel pentru Pace mai atrage atenția și la concurență cu Premiul Nobel pentru Literatură. Trebuie să le spunem ascultătorilor că am decis cumva să alegem despre ce urmează să vorbim în continuare și anume ce autori și ce discursuri au ținut ei la ceremoniile de decernare ale Premiilor Nobel pentru Literatură. Așadar, Corina, ce ai ales tu? Pe ce scriitor și de ce? Din câte observ, eu am rămas în zona mai apropiată a anilor noștri. Tu te-ai dus un pic mai... te-ai întors în timp și eu am să vorbesc despre Premiul Nobel acordat în 2013, despre discursul celei premiate, Alice Munro, care de fapt n-a fost un discurs, a fost acordat in absentia. După aceea, 2014, Patrick Modiano, 2015, Rusoica Svetlana Alexeievici și în 2016, bineînțeles, mult prea căutatul Bob Dylan. Așa cum ai spus, eu am ales să merg în trecut. Am trei scriitori. Primul este Bertrand Russell, cu Premiul Nobel din 1950. Cel de-al doilea este Alexander Solzhenitsyn, cu Premiul Nobel din 1970. Și ultimul este William Golding, care a luat Premiul Nobel în 1983. I-am ales pentru că au ceva asemănător în ceea ce au scris ei și în ceea ce prezintă în discursurile despre care voi vorbi, dar le-am ales și în funcție de perioadele istorice. Și, bineînțeles, pentru că am și citit din ei și mi-au atras atenția. Și dacă ar fi să-mi motivez și eu alegerile, de Svetlana Alexeievici mă simt cumva apropiată, pentru că tot ceea ce a scris pe undeva am cunoscut și eu într-o foarte mică părticică. Bob Dylan, pentru că este provocator și cred că cel mai provocator este faptul că a respins cu totul ideea de a veni la ceremonia de decernare a Premiului Nobel. Patrick Modiano, pentru că am citit la fel ceva scris de el, și Alice Munro este o feministă, cu toate că ea nu spune lucrul acesta, dar mi se pare că exact acesta este rolul ei în literatură. Și neconvenționalul ei pe care îl păstrează chiar și până la această vârstă. Și dintre ei, care ți-a plăcut cel mai mult? Cred că nonconformismul lui Bob Dylan, pentru că îi și citesc acum volumul Cartea Vieții Mele și înțeleg de unde vine această respingere de a ieși în public, de a
de a accepta, de a fi vedeta Nobelului. Pentru că până la urmă, cei care obțin acest titlu se transformă inevitabil în niște vedete. Deci, practic, premiul Nobel îți oferă și un alt statut. Dincolo de faptul că ești un foarte bun scriitor, ți se vând cărțile în mii de exemplare, milioane în toată lumea, tu te transformi într-un icon, să spunem, al literaturii mondiale. Am observat că în ultimii ani există tot mai mult această tendință de a nu fi prezent și de a nu ține un discurs de către cei care au câștigat acest premiu. În trecut era puțin diferit, nu se întâmpla astfel pentru că era o chestiune de ideologie politică. Pentru foarte mulți a fost astfel, dar astăzi se pare că în spatele refuzului de a participa, fie premiu sau fie de a ține un discurs oficial, este cu totul altul. Da, și la Bob Dylan m-a marcat, să spunem, faptul că el nu este în sine un scriitor, ci faptul că i-a fost acordat premiul pentru versurile care pot reprezenta o literatură. Așadar, o literatură a la Bob Dylan în versuri. Și asta mi se pare fascinant și mai ales că i-am citit, cum spuneam, și amintirile din tinerețe și despre cum a pornit el în muzică, despre cum a ajuns pe drumul acesta al celebrității. Și despre faptul că el, în momentul în care a devenit celebru, nu-și dădea seama și nu înțelegea de ce lumea este ahtiată pur și simplu după el și de ce mii și milioane de oameni stau la concertele lui și el avea și anumite momente de blocaj la acele concerte și tocmai de asta spun, pe undeva înțeleg respingerea. Apropo de versuri, mi-aduc aminte că și Winston Churchill a luat premiul Nobel pentru literatură pentru o poezie. Dar apropo de Bob Dylan, dintre John Lennon, Bob Dylan și Marley, Bob Marley, care crezi că ar fi meritat într-adevăr să ia premiul Nobel, luând în considerare versurile, așa că, cum este și explicația dată de comitetul de acordare a premiului Nobel pentru literatură? Probabil că ar fi trebuit să-l împartă în trei. Acesta ar fi un răspuns. Nu mă pricep atât de bine. Probabil dacă m-aș pricepe, aș ajunge în Suedia la acordarea premiilor. Dar cred că pe undeva are și în față să-l ia Bob Marley. Așa mi se pare mie, pentru că... Dar am zis, cred că e cea mai bună soluție să îl împartă. Oare cei de la Comitetul de Organizare a Premiului Nobel vor să iasă puțin din conformismul acordării premiului scriitorilor deja consacrați sau vor să uimească, să atragă atenția? Foarte bine spus, conformismul. Cred că au vrut să iasă și dintr-o zonă de confort a acordării premiilor, au vrut să strânească și mediatizare, pentru că de fiecare dată media internațională reacționează, uite, acesta este nominalizatul, câștigătorul, acesta a fost discursul, ce a spus și așa mai departe. Făcând acest lucru și anume premiindu-l în 2016 pe Bob Dylan, probabil au știut care au preconizat reacțiile de cealaltă parte și atunci cred că a fost un pas chiar gândit și a fost un pas calculat, cu așteptări, calculat, chiar cu un impact foarte mare așteptat, ceea ce s-a și întâmplat. Revenind la scriitorii mei, cel care mi-a plăcut și discursul pe care l-am simțit mult mai aproape de mine a fost cel al lui Bertrand Russell, un filozof de altfel, care are un titlu dat discursului său, What desires are politically important? Ce dorințe sunt importante politic? Și vorbește, așa cum de altfel l-am perceput și l-am întâlnit în scrierile lui, cum ar fi În căutarea fericirii, Eseuri sceptice, Credințele mele sau De ce nu sunt creștin, o carte foarte, foarte bună și mult se feresc să nu o citească. Este exact cum l-am întâlnit eu în acele scrieri și cumva încearcă să reatribuie condiției umane ceea ce este vizibil.
mai ales după cel de-al doilea război mondial, când s-a finalizat în 1945, el are discursul în 1950, când lumea deja începe să intre într-un alt modul al vieții globale și vorbește despre dorințele pe care oamenii le au și pe care nu și le pot stăpâni. Iar printre dorințele pe care el le întâlnește și le descrie sunt aceea de a achiziționa. Întotdeauna dorim să avem și să avem din ce în ce mai mult și este o condiție de care omul nu se poate delăsa doar printr-o anumită educație și exercițiu, capacitate de a depăși această stare. Cea de-a doua dorință este aceea de competiție, de conflict. A treia este vanitatea, care este din ce în ce mai prezentă astăzi lumea tehnologică, pentru că toată lumea vrea să fie privită, toată lumea vrea să atragă atenția, toată lumea poate să spună ceva și spune ceva. Chiar și filozoful folosește acest termen, look at me, iată-mă, sunt aici, uite ce pot face, chiar dacă e ceva semnificativ sau nu. Și ultima dorință este aceea, este iubirea de putere, pe care o vedem din nou prezentă la mulți dintre noi. Iată patru dorințe care definesc condiția umană de astăzi și el le explică cu niște exemple foarte, foarte frumoase, chiar pornește discursuri cu ceea ce se întâmplă în Coreea. Coreea începea să se divizeze în cea de sud și cea de nord și vorbește despre diferența dintre a fi nord-corean și de a fi sud-corean. Cred că acestea sunt cumva și niște idei de forță ale autorului, scriitorului, filozofului Bertrand Russell. Citisem și eu În căutarea fericirii și pe undeva îți dau foarte mare dreptate cu ceea ce a spus în discurs. Da, și cred că se ocupă cumva de problemele universale până la urmă ale umanității. Și întorcând pagina, venind în 2013, vorbim despre scriitoarea suedeză Alice Munro. Și a fost oferit premiul și a fost anunțat în absenția, cum spuneam, și la ceremonie a fost difuzat un material, un video interviu cu câștigătoarea premiului Nobel pentru literatură din 2013 și se numește Alice Munro în propriile cuvinte. Și povestește acolo foarte frumos despre cum a început să scrie, despre ce a influențat-o și spune despre copilărie, despre drumul lung de acasă până la școală care a inspirat-o, despre care își amintește, despre copilăria ei de la țară, unde femeile, fetele, în general, erau încurajate, cu ghilimele de rigoare din nou, să nu se creadă prea deștepte, prea bune și așa mai departe. Și dacă ar vrea ca literatura ei să facă ceva din oameni, atunci ar fi să-i miște, să fie niște povești despre viață care să miște ceva în ei. Și spune ea, asta este mulțumirea scriitoarei Alice Munro. Well, ai ales scriitori din perioada recentă a istoriei noastre. Despre care este tema lor centrală, dacă ei să-i grupeze așa? Despre ce vorbesc ei în general? Mi se pare că punctul central în care se întâlnesc toți este memoria. Și cred că asta le dă cumva forță și din memorie tot timpul vei avea ce să dai oamenilor. Memoria, dacă o prețuiești și dacă o scoți tot timpul, o revitalizezi, îți poate oferi lucruri extraordinare. Cred că din memorie ne vine tot timpul inspirația și memoria o putem lua și ca pe o virtute, o putem lua și ca pe o valoare, o putem lua și ca pe o acțiune. Deci poate fi și practică și teoretică, poate fi în toate felurile. Asta depinde doar de cum ne raportăm noi la ea, iar scriitorii, bineînțeles, se raportează în cuvinte potrivite, spun eu. Dacă la scriitori alegi de tine, memoria este cea care domină și îi unește cumva în activitatea și în ceea ce spun ei, pentru scriitorii mei, ceea ce îi unește și de ce i-am ales tocmai pe este aceea că îi explică care este condiția umană.
Dacă Bertrand Russell o face prin filozofie și explicând anumite principii, valori, William Golding o face vorbind despre literatură ca statut social și ce se poate transmite prin literatură, novele, poezie, pentru că în discursul lui citează din diferite din diferiți autori, și Alexander Solzhenitsyn, care a scris despre gulagul foarte foarte discutat și urât al istoriei omenirii, cartea lui Pavilionul Canceroșilor, unde tratează condiția umană prin artă. Arta, și îl citează pe Dostoevski, ceea ce mai poate salva omenirea astăzi, era ceea ce spunea Dostoevski la timpul lui, dar prelungim puțin ideea lui, ceea ce poate salva lumea mâine este frumusețea. Da, frumusețea va salva lumea. Cam nu religia, nu etica, nu filozofia, ci frumusețea. Depinde acum ce vrem să fie frumos și ce... Nu, pentru că și scriitorul spune că cine ar îndrăzni să definească arta și toate fațetele ei, deja o putem lua ca pe o glumă. Da, și am mai observat un aspect important. Mai toți premianții Nobel în literatură, cei care țin discursuri sau lipsesc, se referă și la nume mari ale literaturii care i-au influențat. Și cred că doar cu câteva excepții, dar absolut toți, amintesc de Dostoevski, de Tolstoi, cel puțin Albert Camus, cel puțin cei pe care i-am ales eu, asta au făcut, Flaubert, Stendhal, Edgar Allan Poe, Balzac, Dickens, și lista poate continua. Și asta mi se pare o parte a memoriei, să nu uiți ceea ce te-a format, să treci prin ei, să-i amintești la momentul potrivit și să-i dai lumii ca exemplu, nu știu, poate ideal, pentru că Dostoevski până la urmă rămâne chiar un reprezentant al literaturii mondiale ideale. Da, și presupun că pe ei i-au marcat aceste scrieri și e și normal. Întotdeauna pornești de la texte fundamentale pe care le poți interpreta și pe care le poți pune în centrul atenției, comparându-le cu realitatea cotidiană de care ai tu parte. Și sunt de acord cu această manieră de a trata ideea de a scrie, de a face literatură, pusă la un loc cu ideea de a vorbi despre condiția umană. Mergem mai departe, din 2013, sărim în 2014, când a fost premiat Patrick Modiano, și acesta are un discurs foarte interesant. Îl începe cu bucuria primirii, primește premiul cu o bucurie aproape copilărească, spune că n-a mai ținut niciodată un discurs în fața unei asemenea audiențe mari, dar și importante, și mai face o distinție între scris și oral și spune el, scriitorii, autorii de novele, așa cum este și el, se pricep mai mult la stilul scris decât la cel oral. Și la fel face trimiteri la copilărie și mai spune el despre activitatea de a scrie. Spune așa, a scrie este o activitate solitară și ciudată. Și continuă cu îndoiala zilnică a scriitorului, cel puțin el asta face, în fiecare zi trebuie să se întrebe dacă este pe pista bună sau nu, dacă face bine, dacă scrie bine, dacă personajul pe care îl are în poveste este pe drumul cel bun la fel. Mi se pare că vorbește cumva despre condiția scriitorului. Condiția scriitorului este, și am mai discutat asta când am prezentat revista Iocan, este diferită pentru că el trebuie să vină cu o propunere în fața cititorilor. O propunere care să vorbească despre cititor. Asta se întâmplă astăzi. În trecut, scriitorul venea cu o propunere care vorbea nu neapărat despre scriitor, ci vorbea despre
să luăm cuvinte, să luăm principii, să luăm valori, să luăm ideologii, cum vorbește și Bertrand Russell. Poziționarea lor față de ideea de scris este diferită. Scopul lor este altul. Mesajul lor este diferit. Și cred că s-ar putea face studii întregi pe analiza, dar nu cred că este necesar. Trebuie doar să extragem esența lucrului bine spus și bine scris. Aceasta este condiția scrisului în ambele categorii de scriitori alese de noi. Da, și Patrick Modiano mai amintește de scriitorii care i-au fost exemple și care l-au inspirat, spune de Tolstoi, de Edgar Allan Poe, de Stendhal, Melville, și amintește și de un regizor, de Hitchcock, care este lui foarte drag și care pe undeva îi amintește de drumul formării sale și de copilărie din nou. Mai are o idee foarte interesantă despre scriitori și teritoriile lor, despre cum aceștia valorifică orașele în care trăiesc sau teritoriile altfel de cetăți. Și spune despre Balzac și al său Paris, despre Dickens și Londra sau despre Dostoevski și Sankt Petersburg. Și chiar mi se pare interesant pentru că, de exemplu, el, Patrick Modiano, cred că este pe undeva apropiat de Paris, așa ca stare și ca făcând comparație cu ceea ce a mai scris. Am mai spus asta, totul este despre oameni și locuri. Așa se întâmplă și în literatură. Scriitorii scot în evidență locurile și oamenii și conexiunea dintre ei. Cred că e cel mai ușor explicat ideea de a face literatură. Revenind la Bertrand Russell, folosește un termen foarte interesant, reciprocal suicide, o sinucidere reciprocă. Cred că la asta asistăm astăzi, când presa, școala, politicienii generează tipuri de comportamente și tipuri de atitudini care, într-un final, duc la o sinucidere reciprocă, atât a celor cărora se adresează, cât și a lor proprie. Și politicienii, ziarele, deja observăm că nu mai au aceeași valoare pe care o aveau în trecut. Școala este total dezordonată, debusolată, iar la nivel de politic stăm mai rău decât era răul înainte. Și atunci despre ce să mai vorbim noi când totul arată așa cum ai spus? Și aici mi-amintesc de ce spunea, și trecem în 2015, la Svetlana Alexeievici, laureata Premiului Nobel pentru Literatură. Spunea că în amintirile ei, în vocile pe care le-a auzit și despre care a scris, sunt anumite secvențe din copilărie, copilăria ei, unde totul era despre moarte în jur, despre tristețe, despre disperare, despre pierderea oricărei speranțe către libertate, și totuși toată lumea vorbea despre iubire. Asta mi se pare extraordinar. Adică, întrebarea mea de la care am pornit, despre ce să mai vorbim dacă în jur totul este atât de gri, cred că ar trebui să vorbim despre alb, despre albastru, despre galben. Chiar și Bertrand Russell spune că este una dintre altele mari dorințe ale omului, să iubească. Iubirea și ura, chiar are o parte a discursului său, ne face comparația între cele două. E o dorință noastră să iubim și să fim iubiți. Dar foarte bine ai spus, de ce să nu vorbim despre forme, de ce să nu vorbim despre culori, care ar putea defini altfel condiția noastră și am putea înțelege diferit ce se petrece în lume și cum ar trebui să interpretăm diferitele aspecte ale vieții cotidiene, sau de ce nu să vorbim despre ochi, să vorbim despre nas, să vorbim despre mâini și nu despre iubire. Să avem un cu totul alt discurs. Este exact cum se întâmplă atunci când întâlnești un cunoscut sau un prieten pe stradă și te întreabă ce faci și tu automat răspunzi bine. Când te poate întreba ce faci și tu să-i spui, păi
era căzut o frunză din copac și nu a aterizat lângă scoarța copacului, ci s-a dus vreo 10 metri mai încolo. Să încep să-i dai răspunsul diferit de ceea ce se întâmplă de obicei sau la ce s-ar aștepta. Cum știi că ăsta e răspunsul pe care îl va primi? Și să-l surprinzi și oare pe undeva ceea ce tu frumos ai spus cu acest exemplu de răspuns, întrebare-răspuns, ce faci bine. Mi se pare mie că este o analogie în care am putea încadra ce se întâmplă cu terorismul în ziua de astăzi. Și chiar mă uitam aseară după atentatul după atentatele de la Londra. M-am uitat pe fiecare pagină a fiecărui ziar internațional important din lume și toate arătau la fel, toate vorbeau despre moarte, despre terorism. Ori, aceștia nu comit aceste acte tocmai pentru că se așteaptă că o să aibă această publicitate gratuită? Ba da, tocmai răspunsul ăsta este. Dar vreau să revin la... Exact așa se întâmplă și cu scriitorii. Ei scriu și prin scrisul lor te întreabă ce faci. Și tu ce răspunzi? Bine sau... Dacă poți să-i răspunzi mai dezvoltat... Atunci cred că este un joc deja început, un joc în care ambele părți sunt câștigate. E, și dacă încă îi răspunzi cu bine, atunci înseamnă că va trebui să continui, să mergi pe drumul acesta ca să îți poți dezvolta răspunsul. Dacă îi spui de prea multe ori bine, s-ar putea să se oprească și să nu mai scrie. Da, și revenind la anul 2015, la Rusoaica Svetlana Alexeievici, care eu cred că de fapt a fost premiată și pentru curajul cu care a scris, pentru reverența pe care a făcut-o în fața istoriei din care ea vine, în care ea a crescut. O istorie dură, o istorie care a fost lezată de totalitarism, de comunism, de perestroică. Și spune ea în discursul de la primirea primului Nobel că a scris despre... Ea nu e singură pe scenă, că ea este cu vocile, cu sutele de voci pentru care a scris, despre care a scris, pe care le aude în continuare și povestește despre amintirile din copilărie, unde spuneam paradoxal totul era despre moarte în jur și ea spune că lumea vorbea despre iubire, despre dragoste. Amintește de Flaubert și spune că dacă el se considera un pix uman, ea se consideră o ureche umană. Ține foarte mult la vocile din cărțile ei și că altfel nu s-ar fi întâmplat și n-ar fi scris atâta și n-ar fi ajuns în acest moment dacă nu avea parte de aceste povești. Și mai spune ea că poate cea mai mare provocare a fost să își amintească, să rememoreze vocile care visau la libertate în timpul perestroică, de exemplu. Visau la o libertate imposibilă. Și așadar, cum poate omul să mai trăiască dacă totul în jur este închis, dacă are un perete în față, dacă nu mai poate să vadă dincolo de el? Poate, și revin din nou la scriitorul favorit mie din cele trei discursuri la S.A. Bertrand Russell, spune că nu întotdeauna trebuie noi să fim prezenți în colectivitate. Și că trebuie să avem capacitatea să ieșim din această stare a noastră pe care o considerăm naturală, că nu putem trăi în afara colectivității, în afara socialului, pentru că altfel ne putem conștientiza stările și gândurile și mai mult ieșim din această nevroză de a face ceva. Pentru că omul are întotdeauna această dorință de a face ceva, să fie în activitate. El nu se poate, și vorbește și despre plictiseală scriitorul, el nu poate gândi despre plictiseală pentru că nu știe ce este plictiseala. Și dacă se va plictisi, se va simți frustrat, debosolat și va încerca din nou să compenseze acel timp luat ca plictiseală și să facă și mai multă treabă. Așadar, trebuie să ieșim din această condiție a colectivității și activității în plan social. Cred că asta a făcut toată viața Bob Dylan. Și am ajuns la premiantul din 2016. Acesta, după cum știm și după cum a scris toată lumea și a discutat și a dezbătut, a refuzat să se prezinte la ceremonia de decernare a premiului Nobel în 2016, dar, în schimb, a trimis un discurs care a fost citit de
ambasadorul Statelor Unite în Suedia și în care a spus în continuu, dar sub altă formă, că nu și-a imaginat vreodată că va fi premiat, că ar putea fi premiat pentru ceea ce a scris, dar că niciodată n-a încetat să creadă că versurile sale reprezintă o literatură. Asta mi se pare cumva o compensație a modestiei lui Bob Dylan și probabil cunoscătorii versurilor, muzicii lui, pot spune mai multe. Eu, din câte am ascultat, este vorba despre o poezie interioară care s-a format la fel în timpul adolescenței, în timpul post-adolescenței sale, atunci când și în Statele Unite erau vremuri tulburi, atunci când lumea era debusolată și începuse ușor-ușor să simtă cu toată ființa starea americanilor. Stăteam și mă gândeam de ce în România nu se traduc aceste discursuri sau nu se vorbește mai nu se dialoguează mai pendelete despre ceea ce spun aceste personaje publice care au contribuit cumva la crearea artei, așa numite literare, fie că sunt versuri, fie că e filozofie sau orice altceva. De ce nu se discută mai mult? Foarte. Dar vrem premiu Nobel. Românii vor și un premiu Nobel. Cumva am adoptat diferite premii Nobel, cum a fost și cazul lui Herta Müller. Dar nu reușim să dialogăm pentru că aici, luând în considerare toate discursurile avute la decernarea acestor premii, avem parte de o istorie diferită de ceea ce știm noi sau studiem prin diferite locuri. Și cu adevărat am putea învăța multe doar citind aceste discursuri. Exact, și a fost foarte bună propunerea ta de a discuta în această a doua parte a emisiunii despre discursurile premianților și mi se par niște lecții de oratorie, niște lecții de istorie, până la urmă aflăm lucruri chiar importante pe care poate nu le-am întâlnit. Și lecții de inteligență. Exact. Să alegi o temă pentru un discurs la premiul Nobel nu e ușor. Și poate fi o lecție, pot fi niște modele despre cum să ții un discurs într-un moment important din viața ta, pentru că este unul culminant pentru unii scriitori. Și atunci mă gândesc, pot fi discutate la facultățile cu profil umanist. Cred că pot fi și exemplu despre cum să te prezinți în fața lumii, chiar cu atât cât ai făcut tu, nefiind un scriitor sau un autor. Dar structura lor și umanitatea din discurs cred că pot fi luate drept exemplu. Discursurile pe care le auzim și despre care se discută în fiecare zi și la școală și la facultate și la liceu sunt discursurile politicienilor. Dar să știți că avem și alte discursuri pe care le putem citi și le putem auzi. Internetul e plin de ele, trebuie doar să le accesăm cu 2 sau 3 clicuri, nimic mai mult. Cred că o antologie a discursurilor de la Nobel ar fi foarte binevenită și nu știu dacă s-a mai gândit cineva sau vreo editură, poate are Ar trebui să se gândească, poftim o idee. Nu știu care sunt procedurile, cum se face rost de drepturile de autor ale discursurilor, dar având în vedere că ele sunt deja publice, pot fi făcute poate niște studii mici despre aceste discursuri. Trebuie doar niște traducători mai iscuțiți și să-și permită frumusețea de a ne transmite informația găsită în aceste discursuri. Da, și revenind la Bob Dylan pe care l-am ales, spunea el că niciodată n-a încetat să creadă că versurile sale reprezintă o literatură și cumva scuzându-se de faptul că lipsește de la decernare, spune el, cred că și într-o notă un pic relaxată, amuzantă, că și el, ca Shakespeare, este foarte preocupat de îndatoririle sale creative. Așa că asta îi ocupă tot timpul și explică el acolo că se gândește mai degrabă dacă înregistrează într-un studio bun sau nu, dacă melodia a fost înregistrată cum trebuie din punct de vedere tehnic, dacă mai are inspirație și așa mai departe. Și cumva este o scuză, să spunem, venită natural, adică ai putea să-l crezi.
Dar totuși, dacă ai fi în locul lui Bob Dylan, nu te-ai duce să te vadă lumea întreagă la Papillon și Smoking să ții un discurs, că totuși te pricepi la asta. Unii am învățat că viața nu înseamnă doar asta. Și că, în primul rând, e importantă simțirea ta, ceea ce simți tu în interior, conștiința ta. Și apoi e vorba despre ceilalți. E un fel de individualism educat, dar rațional. Cred că pe undeva până și Bob Dylan și-a dat seama despre ce va isca în întreaga lume cu refuzul de a participa. Și atunci i-a crescut și cota. Cred că acum s-au convertit iubitorii de literatură și la muzica lui Bob Dylan și cred că unii s-au dus și la concertele sale. Eu, de exemplu, am început să-i și citesc și cărțile, să-i ascult și muzica, așa că pe undeva e un rezultat pozitiv din tot refuzul lui. Să nu fim surprinși dacă pe viitor vom vedea o legătură mult mai sânsă între literatură și muzică. Exact. Și Patrick Modiano spunea despre muzică că este cumva soră cu literatura și că n-ar putea face niciodată o disociere între ele. Sunt muzici și literaturi amândouă. Așa este. Putem continua despre Premiul Nobel foarte mult. Noi am ales doar câțiva scriitori, așa cum i-am considerat noi potriviți pentru această a 20-a ediție a emisiunii Idei și Efecte. Te invit să lași un mesaj, cumva să concluzionezi printr-un mesaj cu privire la scriitorii pe care tu i-ai ales și mesajul acesta să fie destinat ascultătorilor noștri. Cred că ar trebui de fiecare dată când întâlnim un copil, pentru că de acolo începem să inspirăm dragostea față de cărți, să nu-l speriem cu idei despre cărți sau să-i prezentăm cărți groase care sperie ochiul, ci să-i prezentăm cărțile, poveștile, ca pe o altă lume, ca pe o altă lume din care îți poți face prieteni, ca pe o altă lume în care te poți regăsi și ca pe o lume în care să te simți perfect confortabil. Și să nu uităm că scriitorii nu scriu despre altceva decât despre viață. Scriitorii ne întreabă câte ceva, iar eu am să las un mesaj găsit în discursul lui Bertrand Russell la finalul acestui discurs, care spunea că singurul lucru care vă face lumea mai fericită este inteligența. Foarte frumos spus și cred că ar trebui să încheiem aici ca să lăsăm ascultătorii să se gândească măcar 5 minute la asta. Toate cele bune! La revedere!